Asta este ultima ciupire la crizantem. După cum vedeți, am ales varianta să ciupesc cu mâna. În primul rând, ca să nu mai ridic fiecare ghiveci. Și în al doilea rând, pentru că ciupirea cu foarfeca, tunderea de fapt, în felul acesta, am făcut-o a doua oară. Deci cu o foarfecă mai mare, pur și simplu dau o formă globulară plantei. Această tăiere nu prea este, cum să mă exprim eu ca să mă fac înțeles, corect. În primul rând că atingem și lăstarii care se formează. Vedeți aici, lăstarii care deja s-au format, i-am atins. Dacă rupeam cu mâna, adică în felul acesta, aveam grijă să nu atac acest lăstar, da? Și acesta, care la rândul lor o să meargă mai departe și o să lăstărească. Aceasta este ultima ciupire, pentru că cu fiecare ciupire la crizantemă întârziem înflorirea cu aproximativ 2 săptămâni. O să bag pixurile înapoi pentru că le uit și mâine le găsesc uscate. Vreau să vă spun că am udat aproape în fiecare zi, cam la aproximativ 4 zile, am făcut pauză o zi. Aici este tăierea numărul 2 și tăierea numărul 3, v-am spus în videoclipul trecut. Exact cum sunt așezate aceste crizanteme. V-am arătat înmulțirea crizantemelor și anul trecut, am și anul acesta un videoclip pe canal în care am tăiat crizantemul, butaș de crizantemă și am înrădăcinat. Pentru că vreau să existe mai mulți producători. Am observat că sunt ceva producători în România, dar majoritatea cumpără butași. Și fac decât o tăiere din acei butași cumpărați, din care formează plante în ghivece mai mici. Dar eu consider că această plantă se poate crește fără să cumpărăm butași. Anul acesta și eu am cumpărat în jur de 60 de butași, pentru că nu aveam culori. Și probabil anul următor o să-mi opresc plantea mamă de anul acesta și anul următor nu o să mai cumpăr butași și o să fac butașii, eu știu, în luna aprilie, dacă o să-mi permită plantele, dacă o să am spațiu să le țin undeva într-un colț de solar, să intre în vegetație mai devreme, ca să pot să tai la sfârșitul lunii aprilie și în felul acesta, la sfârșitul lunii mai cel târziu, am butașii înrădăcinați, după care urmează cursul normal, încă o tăiere, încă o ciupire sau și a doua oară tot tăiere și după care numai ciupiri. Deci aceasta ce fac eu acum este ciupire, adică nu rup butașul ca să-l înrădăcinez. Ca să înrădăcinez butașul ar trebui să-l rup mult mai mare. În felul acesta, ca să am 2 internoduri, cel puțin, și să pot să-l pun la înrădăcinat. Eu ciupesc doar vârfurile pe care nu pot, că am un singur internod, nu pot să le pun la înrădăcinat, ca să-i formez coroană. Această culoare știu sigur că este galbenă și aceasta îmi face cele mai mari probleme. Celelalte culori sunt oarecum simetrice, vedeți? Acestea nu o să ciupesc foarte mult, doar puțin. Doar lăstarii care văd eu că sunt mai viguroși și au o pornire bună, adică aceia cu siguranță o să iasă din forma aceea sferică. Nu vreau să intru prea în amănunt cu această plantă, pentru că o să intru în contradictoriu cu foarte mulți producători. Să știți că am vorbit cu câțiva producători de crizantemă, foarte mari, mii, spre chiar zeci de mii de ghivece în fiecare an, dar aceștia fac de foarte mult, cresc de foarte mult timp această plantă și au deja vadul de clienți format, vând în cantități foarte mari în angro și probabil și în detail, dar sunt convins că foarte puțin în detail. Eu nu vreau să vând aceste plante angro, eu vreau să le vând în detail, adică vreau ca clienții să se bucure de prețul de producător. Este un lucru foarte important pentru mine, să încercăm să scăpăm de mâna a doua, mâna a treia, pentru că asta nu înseamnă decât un plus la preț.
Haideți să mergem și în partea cealaltă, să le vedem și pe acelea, să vorbim și despre plantele mamă. Aici, în această zonă și puțin în spate acolo, pentru că am fost nevoit să le răresc, sunt plantele mamă. Deci de la aceste plante am plecat. Acest model, deci aceștia sunt butașii pe care i-am cumpărat. Am cumpărat 60 de butași înrădăcinați din acest model. Am cumpărat așa pentru că în această plantă trebuie să fie 3 culori. Deci sunt 3 butași în fiecare. Din aceste plante, deci din butașii pe care i-am primit, i-am mutat în un pahar de 13 și din ei am tăiat primii butași, nu știu, la aproximativ 3 săptămâni după ce au început să crească în paharele de 13. Am tăiat primii butași și am lăsat să crească din nou, după care am făcut încă o ciupire de formare și am mutat în pahare în ghivecele acestea de 23 de centimetri. Sunt ghivece destul de mari. Și în aceste ghivecele am mai făcut o tăiere în felul acesta, cu foarfeca, da? Am mai făcut încă o uniformizare. Nu o să intru foarte mult acum în ea, pentru că eu nu mai vreau să ciupesc aceste plante. Vedeți? Deci doar o tăiere de simetrizare, de formare, dacă vreți, sub formă rotundă. Deci aceste plante au primit odată această tăiere și nu o să le mai fac nimic, pentru că ele sunt foarte bine așa cum sunt. O să ridic alta. Vedeți, sunt destul de rotunde, ca să zic așa. Bine, facem abstracție de câțiva lăstari care pleacă și îmi convin foarte mult așa. După care am plantele mamă oprite de anul trecut, nici nu mai știu exact câte au fost, în jur de 30-40 de ghivece, din care am tăiat tot ce este în partea cealaltă, aproape tot, pentru că sunt și din aceștia, și am de anul trecut două culori, acest model. De asta v-am și zis că nu vreau să intru prea în amănunt, pentru că în funcție de culoare creșterile sunt diferite. Sunt lucruri pe care profesioniștii nu le spun. Vedeți? Aici este o culoare și aici este altă culoare. Vedeți câtă diferență de creștere este? Deci acestea trebuie neapărat ciupite și a treia oară. Pentru că avem lăstari viguroși care au plecat și ies din forma asta de speră. Pe când acestea nu le-am făcut decât o tăiere, deci prima dată am tăiat butași ca să pun înrădăcinat, după care o singură formare și uitați-vă dumneavoastră cât de rotunde și de frumoase au rămas. Pe când acestea nu vor. Și la acestea o să procedez în felul următor. Din nou vin și ciupesc aceste vârfuri care ies din decor. Din forma de sferă și, după cum vedeți, rămâne și ea tot cumva rotundă, nu este foarte rotundă. Să știți că eu nu am pretenții foarte mari anul acesta, pentru că sunt începător. În condițiile în care am plecat acum 2 ani de la 2 plante și anul acesta încă 60 de plante și am aproximativ 1000 de ghivece, eu sunt foarte mulțumit dacă reușesc să vând jumătate. Deci jumătate, pentru că cred că urmăritorii mai vechi știu că eu am probleme cu vânzarea. Mă cam ambiționez așa la vânzare și să, nu știu, să vând clientului final, nu vreau să profite alții de munca mea. Ca și fertilizare, acesta este cel mai important aspect, pentru că am primit deja întrebări despre acest lucru. Eu am aceste produse frumoase să vi le prezint, sunt produsele pe care le folosesc eu la fertilizare, dar vreau să vă spun că acum, de ceva timp le folosesc, o să vorbim despre fiecare în parte, pentru că, în primul rând, eu am folosit ca substrat un amestec de pământ, măraniță și turbă. Cam 50%. Am avut un amestec de pământ cu mraniță și am folosit 50% cu turbă. Deci 50% acel amestec cu 50% turbă. Există videoclip pe canal în care arăt exact cum am făcut amestecul. Și în acea perioadă m-am și grăbit și nu am așteptat să-mi vină îngrășămintele cu eliberare îndelungată.
osmocot plus cot, care trebuia să le adaug de atunci. Deci cel mai bun îngrășământ pentru această plantă sunt granulele acelea cu eliberare îndelungată și cele mai bine s-ar potrivi cele cu 6 luni de zile. Deci eu am folosit doar substratul pe care l-am făcut, dar acest substrat a fost foarte bun pentru că vedeți cât de mult au crescut plantele. Acum de vreo 2 săptămâni am aplicat 2 stropiri foliare, deci 2 fertilizări foliare. Și acum urmează să intervin și radicular cu unul dintre acele produse, o să vă arăt imediat. Încă n-am intervenit pentru că cel puțin aici, în capătul acela, am ghivecele cu ardei și nu vreau să bag fertilizanții chimici la acei ardei, deci trebuie să-i scot după această coloană. Și în al doilea rând să le răresc, pentru că dacă le dau și cu îngrășăminte, vă dați seama că o să fie o creștere mai mare și ele, mă, normal, nu trebuie să se atingă frunză cu frunză, deci trebuie puse la o distanță încât să nu se atingă frunză de frunză, deci să fie spațiu liber între ele. Și atunci o să intervin și cu îngrășământ. Deci ca îngrășământ am folosit Green Top-ul, acest produs, produs de Vita Terra Profesional. Bineînțeles, știți că eu cumpăr de la magazinul online www.seminteplante.ro. Acest produs, după denumire, ne dăm seama că e totul verde, deci completează carențele de micro și macro elemente și este foarte bun, dar este chimic, nu este un produs organic. Bine, îl folosesc la flori. Și avem Aminavit, acest produs se poate folosi și foliar. Să vedem ce scrie aici. Acesta urmează să-l dau, deci am aplicat de 2 ori Green Top și acum o să aplic Aminavit. Recomandarea am primit-o să folosesc și în combinație cu Green Top-ul și acesta se poate aplica și radicular. Pe acesta o să-l aplic și radicular. 30 de ml la 100 de litri la aplicare foliară și 50 de ml, 70 de ml la 10 litri de apă pentru radicular. Deci acesta o să se aplic radicular prima dată, după care în combinație cu Green Top-ul foliar. 30 cu 30 de ml în 10 litri de apă și mai târziu, după formarea bobocilor, când încep să apară bobocii, o să folosesc acest produs, Algevit, tot produs de Vita Terra și bineînțeles cumpărat tot de la magazinul online www.seminteplante.ro, care are aplicare și foliară, tot 30 de ml la 10 litri de apă și radiculară, 30 de ml la 10 litri de apă. Eu o să fac soluție în butoi, în 200 de litri de apă, 600 de ml de soluție, după care cu pompa o să împing apa pe instalație. Este foarte simplu, dar dacă nu avem instalație, putem să udăm manual cu acea soluție, lucru care mi-e convine foarte mult. Sunt obișnuit cu udarea manuală, pentru că acesta este primul an în care am făcut acest tip de instalație și să-mi fie mai ușor. E adevărat, m-a ajutat foarte mult, dar la aplicarea fertilizanților încă nu am încredere că se împarte egal, nu sunt obișnuit, probabil că o să mă obișnuiesc. Deci, este foarte importantă fertilizarea la crizantemă, dar nu atât de importantă precum le spun cei firmele care vând butași înrădăcinați, pentru că tot acele firme vând și produse pentru fertilizare. Și ei recomandă, cum v-am spus și în videoclipul trecut, nicio masă fără pești. Deci ei recomandă la fiecare odare să se adauge și îngrășământ. Eu nu sunt de acord cu această aplicare. La fiecare apă să adăugăm îngrășământ, chiar dacă este într-o doză mai mică, pentru că, în primul rând, este destul de greu de să faci soluții, să faci dozaje și așa. Eu cred că soluția cea mai bună, mai ales dacă folosim turbă simplă, este adăugarea de plus cote sau osmocote în substrat. Cred că este și cea mai ieftină soluție. După care, după creșterile vegetative, primele creșteri vegetative, adică la un nivel destul de mare, începem să stropim și să aplicăm radicular îngrășăminte. Cele mai importante îngrășăminte sunt acelea la înflorire și acesta este cel mai potrivit pentru înflorire, Algevit. Este un produs care induce procesele fiziologice ale plantei în mod natural.
Exact asta vrem și noi, să inducă procesul fiziologic în mod natural, adică să-și facă înflorirea natural. Pentru că dacă este o înflorire foarte forțată, ceea ce se întâmplă cu îngrășămintele chimice, forțează înflorirea și o grăbește, florile nu o să țină atât de mult cât ar trebui să țină. Deci aceste plante trebuie să stea înflorite, nu știu, până ninge pe ele. De când înfloreze la jumătatea lunii august sau începutul lunii septembrie, până în decembrie, cel puțin. Cam asta a fost cu crizantema. Eu o să mai revin cu imagini de aceste plante, pentru că o să filmăm pe aici prin zonă. Sincer să fiu, abia aștept să o răresc și să încep fertilizarea radiculară, pentru că mai am ceva verde deschis pe aici. Bineînțeles, o să alternez cu fertilizării foliare și vreau să văd înflorit. Fiind primul an, vă dați seama că am destul de mulți bani investiți în această cultură și nu mai zic muncă, pentru că majoritatea ghivecilor sunt montate de mine, cărate de mine pe aici și puse pe coloană. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Sper că informațiile pe care vi le-am adus să vă ajute, dar totuși consider că nu sunt profesionist și nu ar trebui să mă luați în seamă 100%, da? Ar trebui să vă mai documentați în acest sens, în special pentru crizantemă. Până data viitoare, vă doresc numai bine!